Stau într-o zi, designerii de la Samsung scuipă în pod ca de obicei. Când colo se trezește unul, spune: băi, imaginați-vă un telefon care să nu arate ca o jucărie, care să nu imite metalul și într-adevăr să arate premium. Tot s-a uitat așa și a spus: băi, cum? Cum? Ia că acum, Samsung Galaxy Alpha. Uite că a venit timpul să o vedem și pe asta, un telefon de la Samsung pe care găsești metal. Nu că ar fi ceva wow și nemai văzut până acum, dar chiar și cei mai slabi producători din China au înțeles că metalul prinde bine la public. Samsung poate înțeles asta de mult, dar nu era gata pentru acest pas. Până a primit device-ul, nu eram super nerăbdător să-l văd. Totuși, după ce l-am luat în mână, am rămas plăcut surprins. Scopul acestui model este comoditatea și plăcerea în utilizarea. Asta e toată povestea despre el. Carcasa de bază este una dintr-un aluminiu șlefuit, foarte asemănătoare cu cea de pe iPhone 5 și 5S, doar că la capete este îngroșată. Asta înseamnă că de fiecare dată când iei telefonul, ții în mână metal, ceea ce face o diferență extrem de mare pentru feeling. Butoanele sunt la fel din metal și nu scârție nici măcar un pic. La comoditate contribuie dimensiunile. Telefoane bune cu diagonala de numai 4,7 inch nu prea mai avem pe piață. Pentru că nu este chiar în întregime din aluminiu, Galaxy Alpha este și foarte ușor, doar 115 grame. Pe spate, Samsung a lăsat plastic, doar că este unul cu mult mai plăcut decât pe alte modele de la Samsung. Are așa o senzație, parcă e radieră. În afară de înfățișare, nu prea multe lucruri îl separă de Galaxy S5. Avem același sensor de amprente pe care trebuie să-ți rup degetele până îl deblochezi, același sensor de măsurare a pulsului împreună cu aplicația S-Health. În general, aici găsim practic exact același TouchWiz de pe S5 cu o grămadă de funcții pentru tot și pentru nimic, acestea rulând pe baza lui Android 4.4.4. Eu totuși am încercat să evit pe unde am putut interfața de la Samsung, așa că totul lucrează fără frânări. Performanțele la fel le-am moștenit de la S5, două procesoare cât de 4 nuclee, 2 GB de RAM și 32 de spațiu de stocare fără card microSD. Super rapid, super agil în jocuri, iar la testele de benchmark în genere surpriză, în fața oricărui flagman de la moment. Deși, cine știe, poate este iar o încercare de Samsung-ului de a păcăli testele de benchmark. Din păcate, Alpha nu a moștenit totul de la S5. Spre exemplu, optica este alta. Deja avem 12 megapixeli cu un sensor din anii trecuți, care dezamăgește. Pozele ies neclare și chiar pixelate uneori. În schimb, poate filma 4K, cam fără folos dacă calitatea este la fel ca la poze. Apropo de imagine, display-ul este la fel un minus. Nu este Full HD, doar 720p. Nu mă înțelegeți greșit, de departe arată frumos, este un display OLED, ce are culori vibrante, unghiuri de vizualizare bune și dacă până acum nu v-ați folosit de un ecran Full HD sau mai bun, nu o să observați diferența. Dar totuși, când auzi de un smartphone de top, te aștepți să aibă un display ceva mai detalizat, mai ales că acum în genere a început goana după display-uri Quad HD. Totuși, astfel de display nu mănâncă foarte mult din baterie, mai ales că aici este una micuță de 1860 de mAh, dar care îți servește timp de o zi fără probleme. Să nu uităm că avem și funcția de PS5 Ultra Power Saving Mode, care, dacă serios, este cea mai eficientă din toate pe care le-am încercat pe diferite sisteme. În situații de criză te ajută să reziști cu 10% timp de jumate de zi. Verdictul pentru Samsung Galaxy Alpha e unul neașteptat pentru mine. Telefon mic, extrem de comod, asamblat calitativ și plăcut la atingere, care din cuvintele astea până acum nu se prea asociau cu Samsung. Ei, cam aproape toate. Unicul minus, din păcate, este prețul pentru această bucățică de metal, care este mai mare decât pentru tot metalul de pe un HTC One M8 sau alt telefon din fier. Și asta cu o cameră slăbuță și un display 720p. Totuși, dacă aș lăsa prețul la o parte, chiar este un telefon comod de utilizat. Îmi place că nu este atât de mare ca tot ce avem pe piață la moment, dar nici foarte mic. Asamblarea și calitatea sunt la cel mai înalt nivel, plus are specificații impunătoare. Dacă aceasta este noua filozofie de design a lui Samsung, atunci abia așteptăm noile device-uri în întregime din aluminiu și la fel de bine asamblate, doar că poate ceva mai ieftine. Acesta a fost episodul de astăzi, noi vă mulțumim pentru atenție, fiți siguri că ați apăsat acolo subscribe pentru noi episoade, nu uitați să dați like paginii noastre de Facebook, dar și la video, iar în comentarii aștept părerea despre acest nou design al lui Samsung. Cum a fost, Vicu? Toate bune!